Dubla semnificație a zilei de 24 mai a fost marcată la Muzeul Județean printr-o acțiune la care au luat parte copiii de la grădinița numărul 15 și elevii de la școala numărul 3. Aceștia au avut o adevărată lecție de istorie în sălile muzeului. Este o zi deosebită în viața fiecăruia, pentru că cu toții știm că au existat eroi pitești care au murit pe câmpurile de luptă pentru ca noi să fim o națiune întreagă și să fim un popor de sine stătător, cu o limbă română și cu o ființă românească în adevăratul sens al cuvântului. Biruitori sau căzuți pe câmpurile de luptă, acești eroi au făcut ca noi astăzi să ne amintim cu pioșenie față de jertfele și sângele vărsate ei. Sărbătorim o zi cu dublă semnificație, așa după cum știți și voi gândăceilor și voi cei mai mari de acum, că este astăzi înălțarea Domnului, se sărbătorește la 40 de zile după Paști, după învierea Domnului și în această zi de asemenea sărbătorim eroi. După ce și-au însușit cunoștințele despre Ziua Eroilor și despre sărbătoarea Înălțării Domnului, copiii au ținut să le mulțumească muzeografilor în felul lor. Aceștia au susținut un scurt program artistic unde au cântat și dansat românește.